Am revenit și alături de noi în această seară, așa cum v-am spus, este domnul profesor universitar Gurlui Silviu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Mă bucur că ați reușit să ajungeți în această seară. Haideți să începem să discutăm, sau mai bine zis să informăm, pentru că am înțeles că dețineți niște informații prețioase pentru publicul nostru larg. Ce se întâmplă pe partea aceasta a secetei, a precipitațiilor în județul Iași, dar și la nivel european? Vedem în ultima perioadă foarte multe mesaje și, să spunem, emisiuni în care se dezbate acest subiect legat de secetă. Realitatea este că e o perioadă foarte grea. Dacă este să vorbim despre Iași, în primul rând, vedem comparativ cu anul anterior, pentru aceeași perioadă, 1 ianuarie, 20 iulie, cantitatea de precipitații a scăzut de aproximativ 3 ori. Deci este o lipsă a apei din sol foarte, foarte mare. Dacă e să mă uit peste modele, vedem acum un procent foarte, foarte scăzut, undeva la spre 0% chiar, deci 1% apă în raport cu cât ar putea să rețină solul. Deci plantele practic nu au nicio șansă, din păcate, agricultura în cea mai mare parte este compromisă. Dacă îmi permiteți, și o să vă rog după aia să continuați cu ideea dumneavoastră, dacă vorbim din punct de vedere al fizicii, da, nu există, știu eu, un pas pe care l-am putea face să ajutăm cumva solul să supraviețuiască plantele totuși acestei secete? Din punct de vedere al fizicii. Păi sunt soluții, evident, doar că pe parcursul atâtor și atâtor ani, nu numai la noi în România, ci peste tot, nu au fost luate măsurile cele mai bune și acestea au fost, se răsfrâng acum prin defrișările făcute la nivel european și mai ales în România, că vorbim despre România, vorbim despre partea aceasta a Moldovei care suferă foarte mult, deci defrișările o primă condiție, apoi foarte multe construcții care s-au făcut și foarte multe, să spunem, astfel de construcții care nu respectă niște norme de mediu și anume observăm că solul și respectiv varii, să spunem, materiale folosite, mai ales în mediul urban, absorb din ce în ce mai multă radiație solară. Aceasta ducând la o creștere foarte mare a temperaturii solului, iar această temperatură mai departe crescută, radiațiile produse în infraroșu mai departe pot încălzi atmosfera și o fac astfel de radiații pentru că în atmosferă există compuși chimici care se regăsesc rezonant cu aceste radiații. Vorbim de gazele cu efect de seră, vorbim în special de apa din atmosferă și apoi mai departe de dioxid de carbon, de metan și altele. Dar cheia este legată de sol, pentru că solul se încălzește foarte mult. Și iată, am făcut niște măsurători în Iași, au mai fost foarte mulți alți colegi care au arătat că la amiază temperatura variază foarte mult de la un material la altul. Asfaltul se încălzește la peste 65 de grade Celsius, apoi piatra la temperatură mai joasă, de aceea este bine să ne orientăm și spre, mai ales spre piatră, spre piatra cubică atunci când pavăm sau ne gândim la o infrastructură mai mare, deci piatra reflectă mai multă lumină, deci se încălzește mai puțin. La vreo 50 de grade Celsius, spre exemplu, dacă sunt tratamente adecvate chiar la o temperatură mai mică și acolo unde a fost spațiu verde, unde este iarbă, temperatura ajunge la abia 35-36 de grade. Deci e o diferență foarte mare, de 30 de grade de la spațiu verde la asfalt sau la acele suprafețe care nu sunt tratate. Asta este un răspuns. Este un răspuns limpede că trebuie să ne orientăm mai mult spre spații verzi și acolo unde avem infrastructură trebuie tratamente de suprafață. Vom ajunge aici, nu știu cât de repede, dar aici vom ajunge pentru a putea respira și a putea să ne obișnuim cu temperaturile din ce în ce mai mari. Când vă referiți la aceste tratamente de suprafață, ca să cunoască și telespectatorii noștri mai în detaliu, la ce vă referiți anume, strict vorbind? Aceste tratamente... În ce constau? Constau în aplicarea unor straturi de material care reflectă mai mult lumina, chiar și printr-o vopsire. Da, o vopsire spre culori mai deschise, știm asta cu toții, da? Purtăm vara îmbrăcăminte de culoare albă.
pentru a reflecta mai mult lumina, pentru a ne încălzi. Asta este. De aici sunt foarte multe tratamente posibile aplicate fie straturilor, fie suprafețelor orizontale, deci să spunem drumurilor sau bulevardelor și așa mai departe, sau pe pereții clădirilor sau acoperișurile unor clădiri. Deci toate acestea trebuie să mai bine organizate. Altfel ne vom sufoca. Bun. Acum să revenim la subiectul nostru principal de care suntem foarte interesați, această secetă care vedem că ne acaparează din ce în ce mai mult, mai ales în județul Iași. Ați spus să mai înainte ați precizat și despre culturile care, din păcate, agricultorii nu le mai pot salva. Dacă până acum poate nu am fost atât de, știu eu, nu am deschis atât de mult urechile la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, care ar fi, știu eu, măsurile sau atitudinea pe care ar trebui să o luăm față de acest fenomen? Ca și cetățeni, dar ca și agricultori sau mai mult decât atât cei care au de suferit în urma acestui fenomen? Da, probabil că un răspuns direct și cu siguranță îl vom obține când mergem direct în mijlocul oamenilor, mergem la țară, la fermieri și ne vor da un răspuns tranșant că lipsește infrastructura pentru irigații. De foarte multe vreme nu mai avem așa ceva sau ea este atât de redusă încât practic nu avem o infrastructură optimă. Aveam așa ceva înainte de 89-90, îmi aduc aminte, erau spațiile atât de bine îngrijite și cu suprafețe foarte, foarte mari irigate. Și erau culturi extraordinare, deci erau performanțe foarte mari în agricultură, ori în momentul de față, din cauza acestor lipsei unei astfel de infrastructuri, o mare parte din pământul cultivat, măcar în spațiul acesta, în zona Moldovei, a Iașului și peste tot în Moldova, pentru că de fapt, din toată țara, Moldova suferă cel mai mult. Este această parte din Botoșan, Suceava, Iași, Ospre-Galați, respectiv în Vrancea și în partea de vest, Arad, Oradea și Timiș. Astea sunt zonele cele mai afectate de precipitații și mai fac o paranteză. Vă rog. În Vrancea, spre exemplu, sunt zone unde nu a plouat deloc din august 2021. Acolo culturile ating rare ori peste câțiva zeci de centimetri, deci sunt comprimese total. Porumb, floarea soarelui și multe altele. Și n-am văzut irigații și evident singuri oamenii nu pot să-și, sau fermierii, trebuie ajutați pentru a găsi formula optimă de a avea infrastructura necesară să poată să facă astfel de irigații. Pentru că dacă facem astfel de irigații, pământul are mai multă apă, evident, în sol, culturile pot crește în condiții foarte bune și, mai departe, se asigură și acea temperatură mai redusă a solului și climatul devine mai prietenos la sol și, mai departe, în atmosferă. Iar dacă aceste spații s-ar extinde cu atât mai mult pe suprafețe foarte, foarte mari, atunci clima își va reveni. Evident că când vorbim de climă, vorbim despre o suprafață foarte mare, despre tot globul, vorbim despre contribuția și a României, și a Franței, și a Italiei, și așa mai departe. Dar noi trebuie să ne orientăm spre sol, spre a-l îngriji mai bine. Și vedem, de altfel, în toată Europa, că zonele cele mai înfierbântate, sau să spunem, cu temperaturi foarte mari, care sunt înregistrate acum și care au mai fost și altădată înregistrate, dar violența este din ce în ce mai mare și am să spun și de ce. Totuși, aceste temperaturi se obțin sau se găsesc, se întâlnesc în marile aglomerații urbane și nu întâmplător și m-am arătat înainte și de ce, pentru că nu îngrijim corespunzător tot ce ne înconjoară. Exact asta doream să vă întreb, dacă îmi permiteți, că ați precizat de agricultori și de cei care, știu eu, au probleme cu culturile, ce ar trebui să facă, ce măsuri ar trebui să ia. Însă strica și de cetățeni, ca și oameni, totuși Iașul se transformă sau este deja o metropolă pe partea aceasta, ce măsuri putem lua? Pentru cei care lucrează în agricultură, sigur, ingineri și specialiști cunosc ceea ce eu spun aici și cred că mă pot completa, evident. Eu nu sunt specialist în domeniul acesta, dar din punct de vedere al unui fizician îmi dau seama ce ar fi. În primul rând, perioada aceasta și perioada ce vor urma, pentru că clima este în schimbare, acestea se pretind sau necesită culturi altele sau să spunem în rezonanță cu ceea ce avem acum. Adică trebuie culturi specifice climei și solului și temperaturilor tot mai mari și de umiditate de asemenea.
Deci aceasta este, să spunem, la îndemână, să alegem culturile potrivite ca să reziste la temperaturi mai mari și în condițiile actuale. Apoi, sigur, această infrastructură de irigație, da, trebuie acest lucru și pe termen lung trebuie statul să investească mai mult. Eu spuneam asta cu, cred că dacă nu, cel puțin 2 ani în urmă, despre a cupla partea aceasta de vegetație, de culturi agricole cu partea de panouri solare. Atunci, poate și acum, de o parte dintre cetățeni sunt privit cu într-un fel, să spunem așa. De ce spuneți asta? Pentru că par niște soluții științifico-fantastice, dar eu spuneam asta cu 2 ani în urmă. Mă uit acum la PNRR-ul din Italia. Au alocat, exact pentru ce vă spun eu acum și am mai spus-o, 2 miliarde de euro. Dar dacă îmi permiteți, știți că și în România anul acesta s-au dat fonduri pentru panouri fotovoltaice. Sunt fonduri alocate pentru... Cumva, probabil, s-au inspirat și au dat seama și cei de la noi că ar trebui să investească în această ramură și să ajute atât... Ceea ce vă spun eu este, de asemenea, important pentru, știu, pentru cei care se gândesc să investească în astfel de celule solare și să... nu numai să investească și poate să le producă, adică să fie și nu numai distribuitori, și producători în România și nu numai. Aceste celule solare sunt dependente ca și eficiență de temperatură. Ori nu se plasează în orice loc, pe orice suprafață și în orice condiții de mediu, pentru că eficiența lor scade. Ba mai mult, în anumite condiții, ele se pot supraîncălzi și pot lua foc. Și sunt astfel de exemple. Deci, poziționarea lor în spațiu este importantă pentru a fi eficiente. Asta este una. Apoi, ceea ce vă spuneam înainte, cuplarea acestora cu culturile de porumb sau de vari culturi, aceasta este importantă pentru că asigură tocmai temperatura aceasta mai redusă pentru celulele solare. Domnule profesor, ați spus mai înainte, ați precizat un termen poluare și ca să facem așa o trecere destul de plăcută și mai mult decât atât accesibilă, haideți să discutăm puțin și despre poluarea din județul Iași. Cum stăm la această oră? În urma statisticilor. Ce se întâmplă? Nu numai statisticilor, unor măsurători, măcar cele care există la nivelul Agenției de Protecție a Mediului, puține câte sunt ele, pentru că doar o parte dintre senzori sunt activi, de ceva vreme mulți nu sunt activi, vorbesc de benzen, de toluen, compuși chimici care sunt extrem de toxici pentru populație, nu sunt activi de mai multă vreme, de câteva luni, 3 luni sau 4 luni de zile. Dar așa cum sunt ei acum, deci vorbesc de particule mici, particule PM2,5, PM10, evident, pentru că vegetația este acum într-un trend foarte bun, da? Copacii sunt, au frunze, frunzele sunt dezvoltate, copacii sunt dezvoltați. În momentul de față, aceste particule sunt adsorbite sau compuși gaz, o parte din compuși gazoși sunt adsorbiți, adică sunt, să spunem, filtrați de vegetație și pe majoritatea arterelor din Iași, zonelor centrale, aerul este mai respirabil. Mai respirabil acum. Dacă ne puteți spune, poate aveți cunoștință de cauze, care sunt zonele din Iași care sunt cele mai poluante? Vă spuneam că această perioadă, aprilie spre începutul lui septembrie, e o perioadă mai favorabilă pentru noi, aerul este mai curat. Începând de după, din septembrie spre octombrie în special, vârful este în octombrie-noiembrie, vegetația nu mai poate să suprimească compuși chimici, toxinele, poluanții din atmosferă și atunci ne vom confrunta, cum am avut și anul trecut, vârfuri foarte mari, uriașe de poluare. Zonele cele mai afectate sunt zonele cele mai joase ale Iașului. Ăsta este răspunsul. Deci zonele cele mai joase, vorbesc deopotrivă de la Păcurari, da? Merg spre Bahlui, toată valea aceasta, vale, poate nu-i corect spus, dar spre Albia Bahluiului, Podul de Piatră, mai departe spre... Deci să înțelegem că cei care se află pe colinele exact, Iașului cele sunt care, mai cei care se află sunt în, sau respiră un aer ceva mai curat. De ce? Mai ales dimineața între orele 7 și 9, respectiv seara, mai ales seara după orele 19 până spre 23, există șansă foarte mare de poluare
după 1 septembrie și pentru aceste ore, atunci când se anunță astfel de picuri de poluare, când eu anunț populația și alte persoane, atunci e bine să nu exagerăm cu sportul în aer liber, în zonele acestea joase, ci să mergem spre zonele mai înalte și să ne bucurăm de aerul mai curat de acolo. Dar de ce acest sezon de toamnă cumva, nu septembrie, de ce se întâmplă atunci această modificare a aerului? De ce se întâmplă atunci și de ce se întâmplă la acele ore? Pentru că dimineața și seara există un calm atmosferic, în sensul că sunt mai reduse mișcările maselor de aer și atunci împrăștirea acestor poluanți este mai redusă și poluanții se redepun, se redepun spre sol, am spus dimineața și seara, iar spre toamnă și mai ales spre iarnă, dar vârful undeva în octombrie, spre 21 noiembrie, pentru că sursele de poluare rămân cel puțin aceleași sau mai cresc chiar în intensitate, pentru că e necesar, există o varietate de sursele astea de poluare și de parte de industrie și în zona de periferie a orașului. Sunt multe companii care nu sunt organizate suficient sau nu iau măsurile necesare. Există și partea și segmentul de transport și multe altele, dar acestea, să spunem, ponderea lor depinde de anumite zone ale Iașului. Iar vegetația, cum spuneam, nu mai poate să absoarbă toți acești compuși din atmosferă și apar și o serie de condiții meteorologice nefavorabile care pot amplifica ceea ce avem la sol, în sensul că forțează ca acești poluanți să rămână mai mult la sol. Sunt acele inversiuni termice, deci fenomene naturale, dar care pot fi prevăzute. În țară nu sunt făcute astfel de măsurători, nu sunt făcute și oamenii nu pot fi sau ar trebui să fie, să spunem, avertizați, pentru că se pot face astfel de prognoze și oamenii să cunoască din timp că într-o zi sau alta, de fapt o zi, cel mult două zile, deci pe intervalul timp foarte scurt, se poate prognoza că există șansă să avem poluare foarte mare. Iar acele zile unde avem astfel de fenomene meteorologice și unde există și poluare la sol, sunt cele mai dificile, cele mai nocive. Deci cumva să înțelegem că în momentul în care va începe toamna, în primele ori, dacă am înțeles corect, dacă am înțeles greșit, de fapt, să mă corectați, în intervalul orar 7-9, cu aproximație, atunci ar fi aerul cel mai poluant. Și cumva ne recomandați să nu facem exerciții. Cel mai poluant este în acest interval de timp, odată și respectiv seara. Toată ziua, de fapt seara, 19-23. Dar care sunt factorii principali care poluează aerul din Iași? De unde vine această poluare atât de masivă în unele intervale orare și în unele, știu eu, luni ale anului? Sunt zeci, sunt sute de emisiuni în Iași, la televiziunile din Iași naționale care au dezbătut sau au încercat să găsească o soluție. Încercăm la ceea ce spuneți dumneavoastră. Da. Nu, întrebarea e foarte bună. Nu se fac măsurători adecvate, este una pentru a înțelege ce se întâmplă în vari puncte ale Iașului, pentru a identifica sursele în timp real și pentru a coreja și a diminua contribuția acestor surse în timp. Ce vreau să spun? Dacă mă refer la trafic, e nevoie de o hartă pentru a vedea în timp real pe toate arterele ce se întâmplă de poluare și atunci, în funcție de poluare foarte mare, reduci traficul sau îl armonizezi cu toate celelalte segmente de trafic pe o suprafață dată pentru a diminua, în funcție de compuși chimici, apoi sunt zone afectate de industrie la periferie și sunt cunoscute lucrurile astea, dar nu sunt toate măsuri și ele pot fi diminuate pentru că există tehnologie. Nu s-a găsit soluția magică și de aceea, an de an, o să vedeți că și în toamnă vom avea vârful din această depolară, din păcate. Am discutat până acum despre secetă, despre poluare, am văzut oarecum câteva măsuri, așa, juvenile, să le spunem, în ceea ce privește seceta. Pe partea aceasta a poluării, ca și cetățeni, sau cum am putea contribui noi să luăm niște măsuri ca să ajutăm cumva la mențirea unui aer cât mai curat în municipiul Iași? Puneți și întrebări, sunt pertinente și complicate. De fapt, fiecare cetățean, dacă îl privim în parte, sigur, are obligația morală față de sine însuși, față de familie, față de prieteni și față de toți cei din jurul lui
să facă ceea ce trebuie pentru a se îngriji, pentru a îngriji mediul, pentru a-l păstra. Ce putem face? În primul rând, dacă este să privim spre partea aceasta de transporturi, este bine să ne îngrijim de mașină, dacă avem mașină personală, să nu intervenim asupra mașinilor în sensul de a le reduce din această performanță de a reduce poluarea, da? Deci pentru a reduce poluarea, pentru a nu interveni și a face, să spunem, acele investigații tehnice, de a păstra mașina în parametri tehnici ai constructorilor. 1. De a reduce numărul de mașini, dacă este posibil. În oraș se pretează mașini mici, mașini cu cilindre mică, mașini care se poluează mai puțin. Și, sigur, într-o familie, uneori sunt mai multe mașini. Gândiți-vă că mai multe mașini înseamnă poluare mai mare și că ne poate afecta. Se însumează toate acești compuși. Sigur, dacă sunt mașini electrice, și aici este o altă poveste. Dar și mașinile în mers, prin frânări succesive, pot produce alți compuși chimici rezultați din uzura firodourilor sau a plăcuților de frână. Foarte multe lucruri care trebuie spuse. De asemenea, trebuie să ne gândim noaptea la confortul oamenilor, pentru că se vede foarte bine lucrul ăsta pe Bulevardul Independenței, pe Bulevardul Copou și pe bulevardele mari. După ora 10 seara sunt turate mașinile, mașini mari, mașini cu putere foarte mare, motocicletele, și aduc un disconfort foarte mare oamenilor, deci se depășește cu mult pragul, să spunem, de confort al cetățenilor, iar poluarea fonică joacă un rol foarte important, mai ales pentru o serie de oameni care au o serie de suferințe medicale și ne afectează foarte mult. Într-adevăr, domnule profesor, trebuie să recunosc că mai aveam câteva curiozități legate de secetă. Oricum, dețineți niște informații foarte prețioase care ar trebui să ajungă la telespectatori. Din păcate, timpul în această seară nu ne mai permite. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Dacă aveți niște sfaturi pe care să le transmitem telespectatorilor în ceea ce privește acest fenomen care ne bate la ușă, să spunem, insistent de secetă și exact despre ceea ce am vorbit despre mediul înconjurător, probabil trebuie să fim un pic mai prietenoși cu ceea ce înseamnă natura. Așa este. Așa este. În imediata vecinătate, ce trebuie să facem? Trebuie să ne protejăm în primul rând, odată e partea noastră, deci sănătatea oamenilor. Sunt oameni care sunt foarte sensibili la ceea ce este în jurul nostru, deci la aerul pe care îl respiră. Sunt oameni care suferă de vari afecțiuni medicale, astm, și ei trebuie să fie anunțați foarte, foarte repede dacă sunt niște accidente în acestea. Oricum, ei simt primii că aerul este poluat și își iau măsuri de siguranță. Este foarte bine ca în locuințe să ne procurăm filtre de aer, filtre de poluare, de particule mai mici și așa mai departe. Oamenii știu lucrul ăsta, dar le încurajez și o spun încă o dată, pentru că e foarte important să avem, mai ales acolo unde sunt copii, unde sunt oameni în vârstă. E bine ca la orele de vârf, pentru că această perioadă, iunie-august, e o perioadă de vârf unde soarele, să spunem, arde foarte puternic, îl vedem foarte bine lucrul acesta, și anume între orele 11 spre 16, de evitat de ieșit în câmp deschis, deci în aer deschis, mai ales pentru persoanele care sunt mai sensibile, sau purtăm îmbrăcăminte adecvată pentru a nu ne expune foarte mult razelor solare și, de asemenea, razelor UV atunci când sunt maximele de astfel de valori. Eu vă mulțumesc foarte frumos încă o dată. Alături de mine, așa cum a spus, a fost domnul profesor universitar Burlui Silviu. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule profesor. Vă mulțumesc. Aici se termină știrile și informațiile din această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. O seară frumoasă!